Domnul Costiu, sectorul Râșcani, nu Râșcanovca, domnule unionist. Aș fi polemizat cu mare drag cu domnul Chirtoacă dacă nu era să fim chiar într-o situație de a plânge, în care lumea fuge, și în 10 ani de la preluarea conducerii de la Dodon, și povestea de succes din 2010-2013, am ajuns să fie o rușine a Europei, și noi aici ajungem să mai discutăm, să vedem care mi-a priceput în a canalizării. După ce vine Vane Ceban, primar, probabil vă va lua șef de canalizare, dacă cunoașteți foarte bine canalizarea. Domnul Cozic, ascultă aici. Și asta este grav, domnule Chirtoacă. Ivan Ceban nu va ajunge primar de Chișinău. Ascultă și notează. Nu va fi Ivan Ceban primar de Chișinău. Dar cu lamentările și cu... 21 octombrie există. Pe 20 și termină campania, dar 21 e zi de lucru. Scâncind, nu faci nimic. Noi am ajuns cum scâncești dumneata aici? Dumneavoastră se laudă că l-a bătut pe Dodon în campania electorală. De tare ce l-a bătut pe Dodon, ăsta a ajuns președintele țării. Și-a preluat toate instituțiile statului, inclusiv Curtea Constituțională. Domnul Costiu, când învață limba română, că a făcut o mulțime de greșeli numai la această emisiune, că neștiind limba română, nu ai ce te prezenta la proiectul cu unirea cu România, pentru domnul Munteanu, gata face să venim să luăm lecții de la dumneavoastră, dar numai lecții de română, nu de corupție. Dacă vreți să intrăm în polemică, intrăm. Să vă întrebăm, bun. Când? Deci răspundeți, vă rog frumos, la întrebarea. Primarul general reface cele 80 de monumente de arhitectură distrus în centrul capitalei pe timpul de 10 ani. Atunci dai examen încă o dată la român. Atât eu propun să nu mai facem în Piața Marii Adunări Naționale. O lună de zile. Bem până cadem jos. Domnul Costiu, dumneavoastră, dacă beți o lună, eu n-am o problemă cu dumneavoastră. Fiecare la nivelul lui. Da. În garaj cu discuri. Oraș Chișinău. Vreau să vă spun că nu e niciun mersi pentru garaj cu discu. Cu mare plăcere. Păi, dar în garaj, de toți facem o veselie. În garaj cu discu nu este cu pistoale prin Chișinău și pe la Sadova. De acord. Iar asta e mare diferență. Asta... Și chestiunea asta am demascat-o noi, Partidul Liberal. Și oameni buni. Poftim, dacă vă place Nichita Dodon cu Igor Dodon, Nichita Dodon care trage din pistoale prin Chișinău și pe la Sadova, votați. Și o să vă împuște într-o zi și pe voi. Nu, eu n-am nimic împotrivă la garaj. Registrul muzical nu era chiar tocmai românesc, dar rest tot erau. Registrul muzical este... Toată lumea mai bine în garaj. Registrul muzical este fără frontiere. Cultura este fără frontiere. Eu personal, când noi ne întâlnim inclusiv în garaj și bem câte 50 de grame, eu vă spun că noi nu cântăm cânte rusești. Toată lumea știe. Eu pot să vă spun că în anul 2008, eu vreau să vă spun că în anul 2008 cântam Treceți Batalioane Române Carpații într-un bar. Și am cântat domnule și gospodar de țără. Domnule Munteanu, unii nu le-a plăcut că noi cântam în română și ne-am bătut cu ei. Eu fiind primar, m-am bătut pentru Treceți Batalioane Românii Carpații. Domnule Chirtoacă, lumea asta nu știe, dar astăzi o pot spune. S-o enerva muzicanții. Vă rog.